Vreau să vorbim astăzi despre o teamă care sabotează puțin povestea asta cu încrederea în noi, teama de a ne simți inferiori sau teama de eșec, probabil e ceva ce trăim mulți dintre noi. Și aș vrea să răspundem la trei întrebări. Care este cauza fricii de a fi inferior? Unu, care sunt consecințele asupra vieții noastre și mai ales ce putem face să scăpăm de ea? Înainte să încep, mă gândesc că o să fie provocator cumva să vorbesc despre mine un pic mai personal, așa, despre viața mea, dincolo de profesia mea de psihiatru, în care am lucrat cu mulți oameni care au fie timiditate ușoară, fie fobie socială severă, oameni care realmente sunt blocați din cauza acestor temeri. Vreau să vă întreb, pentru început, câți dintre voi v-ați confruntat sau vă confruntați cu astfel de frici, cu teama de eșec, cu teama de a fi inferiori? Câți dintre voi ați reușit să treceți peste asta? Ok, e bine. Bun, prima întrebare, care e cauza, de unde vin temerile astea? Mi-amintesc că acum câțiva ani, experiența așa interesantă cu Ionica mea, cu fiica mea care avea atunci 2 ani, la grădiniță, sărbare, spunea o poezie și dacă se încapte un vers cu poezia, se blocau, plângeau, după aia refuzau să mai vorbească. Și oare pentru cine ar fi contat că un puș de 2 ani spune sau nu o poezie perfect până la urmă? Și mă gândeam cumva așa cu tremurat că de fapt povestea asta începe din locul ăsta, de la vârsta asta, uneori chiar de la 2 ani sau la 3 ani, în care reacțiile celorlalți cumva ne transformă într-un fel de stresați ca nu cumva să nu fim perfecți. Mi-au adus aminte atunci foarte multe experiențe din viața mea, una din școala generală în care trebuia să citim cumva pe rând în clasă, poate știți povestea. Ați trecut și voi prin chestia asta și când îmi venea rândul să citesc, eram atât de terorizat de ideea că m-aș încurca la vreun cuvânt, încât nu mai respiram ca să termin repede, repede, ceea ce face de obicei o persoană timidă, nu? Și cumva eram extraordinar de stresat când îmi venea rândul la chestia asta. Ulterior, așa o experiență care pentru mine a fost așa ca o fractură a vieții mele, când mă îndrăgostisem pe la 16-17 ani de o puștoaică mai mare ca mine. Mă rog, ea vrea să facem sex doar, de obicei invers, știu? Eu m-am prins de chestia asta, așa că după ce s-a plictisit să o tragă de mine, a plecat. După aia am început să am tot fel de complexe, ba că sunt urât, ba că nu sunt interesant, ba că... Și toate temerile astea cumva erau destul de nasoale atunci pentru mine. Dacă ne uităm un pic mai bine la experiențele astea, ce se întâmplă de fapt? Acum o să fac un switch în rolul de psihiatru, psihoterapeut. Cocktailul ăsta de emoții negative, nu? Dezamăgire, tristețe, frică, rușine, plus sentimentul ăsta de neajutorare. Probabil că la 2-3 ani nu prea știi ce să faci cu emoțiile astea, nu? Plus, așa, senzația aia vagă, ceva nu-i bine cu tine, e ceva foarte profund în regulă cu tine, de fapt creonează o traumă psihică. Trauma psihică nu trebuie să fie neapărat o chestie super hardcore, genul viol. Poate să fie o chestie din asta mică, în ghilimele, dar repetată. Ei, că se protejează în momentul ăsta în care ne-am simțit foarte, foarte rău, instinctiv apelăm la un mecanism de apărare. Și atunci putem să alegem în ghilimele, fie să devenim foarte dependenți sau supuși, unu, fie să devenim revoltați, fie să devenim foarte izolați. Cum alegem calea asta, să spunem, e undeva o funcție de temperamentul pe care îl avem odată și de tipul traumei. De exemplu, un puș mai anxios din fire, care e foarte criticat, nu neapărat la modul agresiv, o să devină mai degrabă dependent de părerile celorlalți, o să mănânce tot din farfurie, ca nu cumva să supere pe nimeni. O personalitate mai colerică, mai impulsivă, care a fost deseori certată pe nedrept sau pedepsită pe nedrept, o să devină o persoană mai revoltată, iar un tip mai mecanic, așa spunem, mai rece în relații cu oamenii, o să devină o persoană mai izolată și o să evite orice fel de interacțiuni, mai ales dacă a avut părinți care s-au certat, s-au înjurat, etc. etc. E, ceea ce mi se pare uluitor e felul cum, odată ce creăm această imagine despre noi, această imagine idealizată despre ce ar trebui să fim ca să nu mai trecem prin momentele alea foarte penibile, ca să menținem această imagine, cumva încercăm să o investim cu ceva foarte pozitiv. Și atunci o persoană dependentă și supusă, pentru care contează foarte, foarte mult ce spun ceilalți, o să spună ce? Că de fapt este un om foarte bun și foarte iubitor și foarte generos, că de asta nu se ceartă cu nimeni, că de asta acceptă părerile tuturor, nu? O persoană revoltată din cauza fricii o să se mintă singur că de fapt este un apărător al dreptății, libertății și demnității umane. Iar o persoană mai izolată, ce credeți? O să-și spună, mințindu-se, că e de fapt
un tip mai special, care nu pierde vremea cu oamenii și cu chestiile lor și care timp pentru altceva. E uluitor cum ne mințim cumva ca să creăm aceste imagini, crezând că, de fapt, dacă suntem în acest fel, atunci nu o să mai simțim niciodată acele momente îngrozitor de rele prin care am trecut. Ei, ulterior, povestea asta devine un soi de stil de viață, încet, încet. Și, ca și consecințe, dacă stăm să ne gândim puțin, teama de a fi inferior, de fapt, se bazează tocmai pe această frică permanentă că oamenii o să descopere șmecheria asta, în ghilimele. Că oamenii ne vor demasca. E un fel de sindrom al impostorului aici, nu? Oamenii vor observa că, de fapt, noi nu suntem ăia care vrem să părem. Mai mult decât asta, nu doar oamenii, noi vom observa că nu suntem ăia care vrem să părem. Și atunci ne temem că dacă nu suntem acea imagine pe care am creat-o despre noi, o să ne întoarcem la ceea ce suntem noi în realitate. Iar ceea ce suntem noi în realitate, de fapt, mi se pare foarte, foarte puțin. Și atunci e un cerc vicios. Nu sunt într-o goană mereu după acest trebuie să fiu așa. Cu cât nu reușesc să ajung niciodată la chestia asta perfect, cu atât o să mă simt și mai inferior. Și atunci imaginea după care focul o să fie și mai grandioasă și mai pretențioasă. Bun, dincolo de partea asta teoretică, consecințele sunt foarte grave aici, nu? Ce s-ar putea întâmpla cu viața unui om care aleargă mereu după o imagine care trebuie să fie? Primele simptome, să spunem, semne care apar, sunt acest sentiment de nemulțumire cronică. Poate ați trecut prin chestia asta, nu? Oricâte realizări, oricâte chestii ai bifa, oricât de perfect ai fi, parcă tot lipsește ceva. Asta e un prim semn foarte evident. Un al doilea semn este acest sentiment cumva de aroganță inconștientă. Imaginea pe care vrem să o promovăm are ceva grandoman în ea. De-aia suntem foarte sensibili când cineva o atacă. Dacă cineva ne critică sau ne spune că nu suntem așa cum trebuie să fim, ne simțim foarte, foarte lezați. Deseori ne simțim vinovați fără motiv, de exemplu, sau ne căutăm tot felul de vinovății cu care să stăm cumva, iar foarte mulți dintre noi suntem nehotărâți sau indeciși, tocmai din cauza că nu știm prea bine care suntem, de fapt, noi sau acea imagine pe care vrem să o promovăm. Așa că aceste consecințe pot să oprească realmente o persoană să-și trăiască viața din plin și, în cazul grav de fobie socială severă, de exemplu, lucrurile pot să meargă până la întrerupe complet contactul cu ceilalți. Acum, dacă stăm să ne gândim un pic la ce putem face pentru chestia asta, nu? Să spunem, un prim pas, așa, ar fi să descoperim acele momente din viața noastră când ne-am trăit aceste emoții. Cel mai simplu ar fi să mergem pe calea emoțiilor, nu? De exemplu, când mi-a fost prima oară rușine, ca și acum? Când am simțit prima oară frica sau dezamăgirea pe care o simt acum? Și atunci pot să-mi aduc aminte. Pe la 5-6 ani s-a întâmplat chestia asta. Al doilea pas este să încercăm să vedem cum am construit această imagine despre noi, nu? Cum am ajuns să credem că noi trebuie să fim cei perfecți. În cazul meu, de exemplu, mama, nefiind foarte, să spunem, talentată la exprimarea afecțiune, fiindcă a fost de mică orfană și nu știa să fie foarte caldă, tata fiind un tip așa mai pasiv și mai retras, am devenit destul de repede, destul de dependent de părerea celorlalți. Fiind foarte, foarte bun cu școala și foarte admirat și așa, mă gândeam că oamenii mă iubesc, de fapt, nu mă admiră. Confundasem foarte mult chestiile astea. Motivul pentru care eram terorizat să nu cumva să supăr pe cineva. Nu puteam să dorm dacă cineva era supărat. Nu puteam să refuz pe cineva. Eram mereu în căutarea unui fel de perfecțiune. Aveam foarte mari probleme de a lua decizii. Gândindu-mă, poate nu e decizia corectă. Și toate lucrurile astea care țin la conflicte, de exemplu, lăsam foarte mult de la mine sau evitam conflictele cu ceilalți. Și toate chestiile astea care creonează cumva o personalitate care se teme foarte mult de a fi judecată. Ei, un al doilea pas pe care l-am făcut a fost să înțeleg de fapt că eu am creat această imagine despre mine și că ea de fapt nu sunt eu. Mai mult decât asta, mi-am dat seama că nici nu vreau să fiu asta. Ideea de a fi tot timpul terorizat de gândul greșești nu e deloc funny. Și atunci am dat seama că plătesc un preț foarte mare pentru ceea ce vreau să par că sunt și că nu merită prețul ăsta. Ulterior, am făcut o listă cu lucrurile care trebuie să le fac și cele pe care îmi doresc să le fac. Dacă faceți chestia asta, cumva așa într-o zi, scrieți pe hârtie lucrurile astea, o să fie foarte interesant, pentru că o să observați că foarte multe din chestiile pe care le facem într-o zi sunt sub imperiul lui trebuie să. Cum ne putem da seama? Noi se confundă, nu? Mă sună un amic într-o zi să mă cheme la o bere, în timp ce mă îmbrac, sună telefonul, primul gând care îmi trece prin minte, ce bine ar fi să-mi spună că nu mai poate veni. Nu? Și asta mă face să înțeleg că, de fapt, nu vreau să merg acolo. Dar nu era clar la început. Da? Am o relație cu o fată cumva de dependență, nu undeva în tinerețe, mă gândesc dacă ne despărțim, ea o să sufere din cauza mea. Și atunci am pus întrebarea, dacă iar fi bine, să zicem că aș ști că e bine,
aș mai vrea să rămân cu ea? Și atunci răspunsul vine repede, nu. Îmi dau seama în felul ăsta că de fapt nu vreau să rămân, ci trebuie să rămân. Da? Foarte important să diferențiem cele două chestii. Apoi o idee interesantă, apropo de public speaking, nu? Miza de a vorbi în public nu e un fel de cult al personalității, nu e despre mine acum, nu e despre a face cineva o statuie, e despre un mesaj pe care vreau să-l transmit. Povestea asta care se cheamă terapie decentrare e foarte importantă, foarte mult din anxietate e dată de faptul că suntem foarte concentrați pe noi. Nu? Îmi tremură mâinile, transpir, sunt ok, m-am roșit la fapt, toate gândurile astea ne opresc să transmitem mesajul pe care vrem să-l transmitem și ne fac să fim foarte, foarte stresați. Și atunci, ideea de bază e că nu suntem în fața unor oameni pentru noi, de dragul grandomaniei, ci pentru a transmite un mesaj. Foarte important sunt, iar am făcut niște chestii mentale, așa, care se numesc de catastrofizare, adică întrebați-vă mereu care e cel mai rău scenariu. Vin pe scena asta, mă blochez, mă bâlbâi, nu o să vă placă de mine. Ok, so what? De ce e așa grav? De ce viața mea se termină odată cu această poveste? Și încercând să merg până la capătul celui mai rău scenariu, îmi dau seama de fapt că fricile care mă apasă sunt mult diferite față de ceea ce par. De exemplu, mă gândesc că o să rămân singur, că oamenii o să mă părăsească, că de fapt nu sunt ok. După care pasul 2 încerc să văd oare așa stau lucrurile sau nu. Bun, făcând toate lucrurile astea și multe alte expuneri, e foarte important să confruntați toate situațiile de care vă temeți. Faceți o listă cu toate situațiile care vă temeți de la mic la mare și încercați să faceți chestia asta. Am început să vorbesc cu fetele prin parc, fiindcă eram timid cu fetele. Am început să spun nu, am început să nu mai promit chestii, numai pentru ca să mulțumesc oamenii. Am început să nu mai iau sarcini care de fapt nu-mi doream să le am. Și toate lucrurile astea undeva până la un 22-23 de ani pentru mine, când mi-am dat seama de fapt că începusem să am atacuri de panică. Aveam o relație care nu era ok, aveam o carieră pe care nu mi-o doream de fapt și toate schimbările au început cumva atunci, făcând rând pe rând toate lucrurile care confruntau toate aceste frici. Ei, am avut așa o experiență frumoasă, probabil o să fie în filmul vieții mele, când se derulează așa. Era o experiență la un doctorat, la o susținere de doctorat, la o teză, în care m-am dus la baie, eram foarte emoționat. Eu fiind cu părinți modești, tata a fost templar, mă gândeam, wow, toți profesorii ăștia cu ochelari, foarte deștepți și foarte serioși. Eu cumva sunt un fel de impostor care apar acolo ca să ce. Am fost la baie înainte de prezentarea asta, țin minte, m-am spălat pe mâini, m-am uitat în oglindă și a fost așa un moment foarte fain în care mi-am zis, băi, de fapt, tu ce vrei să faci aici? Să ce? Vrei să-i fentezi pe oamenii ăștia cu ceva? Nu. Ai pile și vrei să așa? Nu. Și mi-am spus că, de fapt, sunt acolo pentru că vreau să fiu acolo și pentru că nu vreau să fac ceea ce nu sunt. Atunci a fost pentru mine un moment interesant pentru că mi-am dat seama în momentul ăla că teama asta dispăruse de fapt total. De asta, după aia a început așa o perioadă frumoasă în care am început să mă bucur să vorbesc public, să aștept chestia asta, să-mi placă chestia, să mă simt bine când fac chestia asta și nu doar să mă gândesc cum o să iasă și dacă am bifat toate așteptările voastre sau ale altcuiva. Mă gândesc că fac asta pentru voi, pentru mine, cumva ca să ne placă, nu ca să ne chinuim. Bun, după vreme lucrurile astea au fost mai ok și în final, da, fără îndoială, teama asta poate fi depășită. Nu suntem idealiști, nu e ușor, pentru că sunt mentalități uneori de zeci de ani în spate. Nu o să fie de azi pe mâine, dar în momentul în care decideți să faceți chestia asta, o să fie genul ăla de efort care e fain, nu care e fără sens. Și cu fiecare pas pe care îl faceți înainte, o să fie din ce în ce mai ok. Așa că eu vă țin pumnii cu fiecare moment de curaj și determinare în lupta cu temerile astea. Sper să ne revedem mai încrezători data viitoare. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări în pauză, vă răspund cu drag.